Garu, v-am venit amor. El e Paul. Ultima oară când și-a văzut mama a fost acum 2 luni. Da, seama. Nu e să mai ajută. E atât de nevorbit, de dornic să comunice, încât a învățat să-și caute companie în obiectele din jur. A moștenit, probabil de la mama lui, ochii verzi, părul blond, nasul cârn și încă ceva, infecția cu HIV. El și poate ceilalți 2 frați pe care spune că i-are acasă. El este unul dintre ei, unul dintre sutele de copii care se nasc în continuare cu un păcat în plus pe lângă cel originar. Vinovații fără vină care plătesc pentru că noi nu am știut să avem grijă de părinții lor. I-am forțat să se ascundă, i-am discriminat de multe ori și pe alocuri le-am închis ușa în nas. Despre cei ca părinții lui Paul s-au scris multe povești. Ei sunt printre cei 10.000 de copii care, din neglijență medicală, au fost infectați cu HIV în spitalele din România între 1986 și 1992. Pe atunci nu știau ce este și cum să trateze miile de copii care treceau pragul spitalelor mai mult piele și os, răsuflând greu, pândiți de moarte. Numai prin țările africane sau cine știe pe unde găseai așa ceva, erau 10 de copii într-o cămăruță. Rodica Mătușa a fost pionierul bătăliei cu infecția HIV. La Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și-a pus, fără să clipească, zi de zi, 2 decenii în slujba micilor bolnavi. Al ei a fost ultimul chip pe care mulți dintre copiii deveniți deja ai ei îl vedeau înainte să închidă ochii pentru totdeauna. Pentru 1728 de copii a avut toate rolurile din lume. De doctor, de părinte, de prieten, de persoană de încredere. V-a fost vreodată foarte greu? Da. Mai ales în 89, când vedeam că mor atât de mulți copii și că nu puteam vorbi despre acest lucru și că eram tot timpul supravegheată și eram înspăimântată. Asta eram urmărită peste tot. Rodica Mătușa i-a adus pe voluntarii străini în țară ca să învețe pe români să-și sărute copiii cu SIDA. A transformat saloanele de spital în locuri de joacă, în grădinițe. I-a ajutat pe copii uneori să se pună pe picioare, alteori să treacă dincolo. V-a cerut vreodată vreun copil să-l lăsați să moară? Da. Mie, unei mame, dar eu eram de față. I-a spus mamei, lasă-mă să mă duc. Da. Fiecare copil plecat de pe lume a luat câte o bucățică din ea. Florentin, Marius, Alin, cel care se uită sub fustă. A scris și o carte în amintirea lor, incluzând în ea numele tuturor celor care au murit. Acum face prezența printre cei neprezenți și strigă pe rând într-o ordine simplă. A2. Adela, Adrian, Ana, Ana Maria, mai citești tu? O parte dintre primii bolnavi de SIDA au supraviețuit totuși. Unii și-au dus viața mai departe cu greu purtând stigmatul infecției. Alții însă, ca un mister al naturii, au rezistat 2 decenii cu HIV fără să primească vreun tratament. Și n-au aflat decât acum, recent, că sunt purtători ai virusului. De aceea ni se nasc în continuare copii cu HIV. Iar România încă mai are oameni infectați pe care nu i-a descoperit nimeni. Bolnavi care, neștiind, poate i-au molipsit și pe alții și care, neinformați, dau mai departe boala copiilor lor. I s-a întâmplat Iuliei. Se dăm pe pat și deodată m-a pornit emoragia. Am zis că, vai, Doamne, eu o să mor. Era pe patul de spital la o oră după ce născuse o fetiță. Tocmai aflase că e seropozitivă. Nu înțelegea ce îi se întâmplă. Fusese o gravidă fericită și aștepta un copil sănătos. Târziu a aflat că medicul ei știa de infecția cu HIV, dar i-a ascuns adevărul. Când i-a sosit sorocul în spitalul din Megidia, a fost lăsată să aștepte 6 ore, după care i s-a cerut să plece sub un pretext mincinos. Noi nu avem aici grupa ta de sânge. La un moment dat, deci nu puteam să merg și mi-era și foarte rău. Stăteam așa pe marginea patului. La Constanța, niciun medic n-a îndrăznit să-i facă o cezariană, așa cum este obligatoriu pentru ca noul născut să aibă o șansă la sănătate. Iar la o oră după naștere, psihologul a hotărât că este momentul propice pentru a-i da vestea că e infectată. Șocul a aruncat-o în cea mai neagră disperare. Îmi venea să mă arunc pe geam. Ziceam, vai, cred că mi-au copilul în brațe și mă arunc de aici. Eram la etajul 2.
Nici azi nu se poate împăca cu gândul că i-a dat fetiței o moștenire grea, HIV, și o grijă pe care o va avea tot restul vieții, să-și ia tratamentul în fiecare zi, de 2 ori pe zi. Și de atunci, ori de câte ori își vede fetița luând medicamentul, simte că îi se sfâșie sufletul. Mă vede că mă duc la dulăpiorul cu siropele. Gata, începe și spune, nu am ala pălele, nu am ala, și fuge. Are unul, este ăla care îi dau cel mai mult, e foarte periculos. Este așa, taie respirația. Așa trăiesc de 2 ani, cu tratamente chinuitoare și ascunzându-se de părinți, de prieteni, de toată lumea. Vinovată nu se simte. S-a născut în 1989 și e convinsă că e unul dintre copiii aceia infectați în spital. În schimb, e furioasă pe doctorii care i-au ascuns adevărul și care apoi au forțat-o să nască natural. Din cauza lor, a ratat 2 șanse de a avea un copil sănătos. Și e foarte supărată pe acest sistem indiferent, irresponsabil, needucat. Un copil care se naște în anul 2011-2012 cu infecție cu HIV, se naște pentru că cineva din lanțul persoanelor din sistemul medical nu și-a făcut treaba cum trebuie. Ana Maria Schweitzer, director al unui centru de excelență HIV deschis de sponsori americani în Constanța, încearcă să suplinească, atunci când poate, câte ceva din incompetența sistemului public de sănătate. Spune că România încă mai are oameni care nu știu că sunt infectați cu HIV și că în ultimul an au murit mult mai multe persoane care au contractat virusul. Unii dintre ei au aflat prea târziu că sunt infectați. Anul trecut, în clinica noastră, au murit 33 de pacienți. În acest an au murit deja 5 pacienți. La ea vin mamele însărcinate, neglijate de sistem, să învețe cum să ia tratamentul, cum trebuie să nască și cum să alăpteze pentru ca bebelușul să rămână sănătos. Și le ajută pe toate. Doar că eforturile și reușitele ei sunt o insulă de bună practică. În țară, greșeli fatale se fac frecvent, sporind numărul infectaților cu HIV din România. Mie medicul, când a fost însărcinat, mi-a zis că va fi sănătos 90%. Spre deosebire de Iulia, Maria știa de infecția cu HIV și de ce trebuie să facă pentru a naște un copil sănătos. În plus, a mers și la control pe timpul sarcinii și l-a crezut pe doctor când i-a spus că nu va fi nevoie de tratament decât poate în ultima lună de sarcină. Din păcate, nu am apucat luna mea. Am născut prematur, la 7 luni și o săptămână. Când a ajuns la spital, i-a luat pe doctor prin surprindere. Nu mi-a zis nimic. M-au lăsat vrești până am născut normal. Așa s-a născut băiatul ei seropozitiv și învață încă de pe acum cât de greu e în România să duci cu tine o astfel de boală. Mai face câteodată nazul, că nu le mai iau, nu mai vreau și până la urmă îl înduplec eu. Da, mamă, dar trebuie să le iei ca să te faci bine. Să mă fac bine? Da, mamă, bine. Îmi smulge siringile de mână și le bag în gură. Și le ia singur. Și de câte ori îl vede făcând asta, își aduce aminte cu furie de cei care au greșit și din cauza cărora a venit pe lume un copil bolnav. Deci, în momentul ăla, când mi-a zis că este pozitiv, atunci am reacționat. M-am aruncat în gâtul doctoriței. Acum încearcă să-i explice copilului de ce e el special și să-l învețe să nu se rănească, să nu se supere când vor fugi ceilalți de el, să nu fie trist, nici furios, doar împăcat cu soarta. Știu, mai târziu mă va ură un pic. Crezi că te va urâ pentru că va ști că o are de la tine? În timp, da, pot să spun că da. Văzându-l cum se chinie, s-a născut în ea o dragoste disperată pe care n-ar fi bănuit-o niciodată. Am ajuns la concluzia că iubesc mai mult tratamentul decât pe el. Pentru că în momentul când nu mai am tratamentul, nu mai am nici pe el. Cel mai tare o doare că nu-l poate apăra de discriminarea celorlalți, pe care fie nu-i educă nimeni, fie nu se lasă educați. Am dus într-o dimineață la grădiniță și asistenta a țipat în gura mea și a zis că băiatul e purtător de o boală. Și numai că au auzit părinții. A auzit și băiețelul ei. I-a spus lui doamna că e lăptită. De atunci este singur în dulap, toate că era cu un alt copil pe dulap. Mi-l pusese să doarmă într-un alt pătuț, stătea singur într-o altă bancă. Se joacă și se iubesc unul pe celălalt, conștienți că doar unul pe altul se vor avea. Alt copil Maria nu va face, nu mai are încredere în sistemul românesc, pentru că în timp ce noua generație de copii infectați cu HIV se chinuie să trăiască, statul nu vine cu soluții. Nu-i pedepsește pe medicii care greșesc, nu-i educă pe oameni să accepte pe seropozitivi și chiar mai mult ne pune tuturor viața în pericol.
ONG-urile active în acest domeniu susțin că erorile care se fac în România ne-au adus într-o situație gravă. Oamenii ăia, adulții, părinții, nu aveau informații despre HIV-SIDA, cu toate că e o afecțiune care îi privește, că nu cred, că nu s-au dus la un medic care a uitat, la un stomatolog, de exemplu, care a uitat să-și pună mănuși. Și ce înseamnă asta? Că au fost expuși la infecția cu HIV și la alte infecții cu transmitere sexuală, cum se numesc ele. Sau că n-au făcut măcar o dată în viață sex neprotejat. Știi, fiecare familie are un infectat HIV, chiar dacă nu știm. Situația e cu atât mai delicată cu cât, odată cu criza, au apărut întreruperi constante de tratament pentru că statul n-a mai avut bani. Din 2010, boala multora s-a agravat. A fost groaznic. Ne-am trezit cu adolescenții infectați pe cale nosocomială între 86 și 92, care pur și simplu erau condamnați la moarte. Și îmi spuneau că, cum adică n-are guvernul bani, că ceasuri de aur să pună pe stradă au bani. Ne sunau pacienți care cerau tratament. Sau ne întrebau de unde pot să le cumpere. Habar n-aveau cât de mult costă. Sunt medicamente aici pe masă care costă, nu știu, o singură cutie, 1000 de euro, dar schimbă e formată din 3-4 feluri de medicamente. Cristina era unul dintre tinerii care sunau disperați. Era însărcinată și știa că, în lipsa tratamentului, își pune copilul în pericol. Anul trecut, din primăvară, vară, a fost teroare la noi. Primeam ARV-urile 2 săptămâni, 10 zile nu. Și tot așa, la un moment dat adunase 6 luni de întreruperi. N-a contat că aștepta un copil. Deși noi avem prioritate, era îngrozită că se va repeta tragedia primului copil. Cu 2 ani în urmă a pierdut un bebeluș, spune ea, tot din cauza unor doctori nepricepuți care i-au recomandat medicamente greșite. A fost de 3 ori să mi-l schimbe și au zis că nu, pentru că am analizele bune, nu e cazul. Copilul a murit la 7 zile după naștere. A făcut niște gheaguri pe creieraș și la ficățel și de acolo a pornit toate. I-au cedat mai multe rinichi, inimioară. Ursule, hop! Ursule, hop! Nici măcar nașterea unui alt copil nu i-a înlăturat durerea sfârșietoare, dar i-a dat putere să caute cu încrâncenare tratamentul pe care statul nu îl dădea la timp. Așa a ajuns la Alina Dumitriu, președintele unui ONG dedicat românilor seropozitivi, care i-a pus la dispoziție medicamente. Și așa, fetița pe care o poartă acum în pântec se va naște cu siguranță sănătoasă. Pune mâna acolo. Așa de pupic. Ce dulce a fost! Dar nu numai cei îmbolnăviți în anii 80 riscă să dea naștere unor copii seropozitivi din cauza greșelilor făcute. România are acum un nou val de infectați cu HIV. În 2010, presa străină și societatea civilă atrăgeau atenția, dar nu le-a crezut nimeni. Acum e cert. Avem epidemie între consumatorii de droguri injectabile. Și măcar în momentul ăsta cred că trebuie să învățăm din asta și să luăm măsuri. Adică guvernul trebuie să implice în procesul ăsta de prevenire, așa cum se implică guvernele multor altor țări. Între 2011 și 2012, numărul cazurilor de consumatori cu HIV a crescut de 10 ori, iar doctorii sunt uimiți de vârsta tot mai fragedă a noi infectaților, majoritatea adolescenți. Sunt părinți care mi-aduc copiii la 14 ani în centru că a descoperit că se droghează, iar domnișoara îmi povestește cu nonșalanță că de la 12 ani a început cu marihuana și acum ajunge la lucruri serioase. Este un fenomen care a întinerit, avem deja cazuri la 16-17 ani noi de HIV. Iar totul are o explicație simplă și ignorată sistematic de autorități, etnobotanicele. Problema e că astea se fac cam din oră în oră. Deci ajungi să faci 6-10 injectări pe zi. Virusul HIV stă în siringa aia 45 minute o oră. În momentul în care eu peste o oră fac următoarea siringă, nu mai știu, e siringa mea, e a ta. Iar la cazurile noi de adolescenți purtători de HIV, se adaugă bebelușii născuți de tinerele consumatoare de droguri. Multe dintre ele nici nu știu că sunt seropozitive și nu iau tratament, aducând pe lume copii cu o moștenire cruntă. În afară de faptul că există foarte mari șanse ca copilul să se nască seropozitiv, riscul, sindromul de sevraj este mult mai pregnant și prezent aproape la 80% din copiii mamelor care sunt pe heroină. Așa au început să se nască în România copii cu toate bolile din lume, micuți al căror viitor e deja sumbru, pentru că mamele consumatoare își abandonează de multe ori copiii imediat după naștere. Ei sunt liniuță și vom trăi și vom vedea ce va fi de acum încolo cu ei. La Spitalul Matei Balș, cazul celor doi gemeni e cel mai impresionant dintre toate. La 5 luni nu au mamă, nu au acte, nu au nume, nu sunt botezați.
Personalul medical îi strigă Ilie F1 și Ilie B2, fată și băiat. Nu știm mare lucru despre mamă sau aproape nimic, este, se pare, un caz nou depistat și consumatoare de droguri. Mama i-a părăsit imediat după naștere, a fugit din spital, probabil în căutarea unei noi doze, iar Ilie F1 și Ilie B2 au rămas ai nimănui. Pentru ei, acasă, e secția de imunodepresie copii. În tot nenorocul lor s-a strecurat o fărâmă de șansă. Știind că sunt copiii unei femei seropozitive, medicii le-au dat tratament încă din prima zi. Au beneficiat de medicație specifică, care în cazul lor a avut rolul de prevenire a transmiterii materno-fetale. Că nu sunt seropozitiv se va ști sigur doar în ziua în care Ilie F1 și Ilie B2 vor împlini un an și jumătate. În cazul altora însă, situația e certă de la început. Într-un alt salon de la Matei Balș, un băiețel bucălat cu ochii căprui a împlinit un an și două luni. I se mai spune Ilie cel mare, căci unele asistente cred că e fratele gemenilor, însă mai tot timpul îl strigă simplu Alex. E seropozitiv, infectat de mama lui, consumatoare de droguri, care a dispărut. A fost crescut de întreaga echipă din pavilionul de imunodepresie copii, de la medic și până la ultima asistentă, ca și cum ar fi copilul nostru. Un copil recuperat, care a avut mari probleme de sănătate în momentul în care s-a prezentat în institut. Acum este un copil adorabil, de un an, care merge, care încearcă să vorbească, care are reacțiile perfecte de înviorare în prezența adultului. Aici își petrece viața de 10 luni încoace. Aceiași pereți, același pătuț cu grilaj, același culoar strânt prin care are loc doar să facă 2-3 pași. Un radio îi ține de urât când e singur, jucăriile aduse de medici îl fac să râdă, iar hăinuțele tot de la ei îi țin de cald. E prea mic să-și dea seama că în cutiuța pe care o strânge acum în mâini nu sunt jucării, ci medicamentele pentru infecția cu HIV și că ele îl vor însoți pe tot restul vieții. Nu știe nici că pentru copii ca el, România are prea puține soluții. Casele de copii refuză să îi primească, chiar dacă sunt de multe ori seronegativi, dar au avut părinți seropozitivi și în fișa lor apare. Sunt locuri speciale în care cresc copii seropozitivi, încă, toate că e o discriminare. E un act de izolare. Pentru moment însă Alex pare să aibă noroc. În România există o fundație italiană înființată chiar pentru copiii cu HIV abandonați de mame. Au în satul Singuren din Giurgiu 7 case pline cu astfel de copii năpăstuiți. Cineva a fost atât de impresionat de povestea lui Alex, încât a decis să-i facă loc și lui. La o săptămână după ce l-am filmat, l-am regăsit în salonul lui, înconjurat de oameni și cu chipul puțin schimbat. Vreau ca să simți ce se întâmplă, pentru că de dimineață e mai trist. Înainte să pornească spre o altă viață, îi spune adio prietenei lui Ioana, și ea infectată cu HIV. Iar multele lui mămici simt că pierd o bucățică din ele odată cu plecarea lui. Să-l mai pup o dată când vine zi. Apoi pornește spre noua lui căsuță. E prima lui călătorie și, deși nu știe încă, la capătul ei va găsi lumină și căldură și culori și va fi copleșit. Viitorii lui frați îl așteaptă în curte, iar măicuțele franciscane care îl vor îngriji îi ies în întâmpinare. Ia uite ce băiețel frumos! Ia uite! Binevenit, Alex! Hai să mergem în casă! De cum intră în casă, copiii îl iau în primire. Vor să-i arate cât de fericiți sunt că un suflet mic li s-a alăturat. Trebuie să se obișnuiască. Niciodată nu au venit la spital atât de mulți oameni deodată să-l vadă, iar Alex, puțin surprins, abia se stăpânește să nu plângă. Se agață însă de mama Iulia, singurul chip pe care îl cunoaște. E asistenta de la Balș care a petrecut cel mai mult timp cu el și care îl cunoaște cel mai bine. Vine geam intelectualul secției. De ce? Când a făcut un an, am luat niște cărți astea din pânză și așa și place să uită pe cărți. Se desprinde cu greutate de Alex și îl predă unei măicuțe care îl va introduce în noua lui lume. Aici toată camera este activă, da? Și cu jucării. În scurt timp, Alex se lasă cuprins de veselia din casă și de agitația din jurul lui. În curând, toate acestea vor deveni pentru el rutină zilnică, așa cum s-a întâmplat cu toți acești micuți bolnavi și abandonați. E orez cu morcov. Își va croi aici un trai nou, împreună cu 10 de copii infectați cu HIV, noua generație de copii condamnați pe viață, pe care soarta parcă i-a pedepsit pentru greșelile noastre ale tuturor și care vor continua să fie pedepsiți până la capăt, pentru că nici mai târziu noi nu vom ști să-i primim, să-i acceptăm, să-i considerăm egali și astfel să-i vindecăm puțin.